Printre poeții români marcanți ai secolului 20, a căror personalitate lirică s-a conturat înainte de primul război mondial, se numără și George Topârceanu, poet, prozator, memorialist și publicist român, membru corespondent al Academiei Române din anul 1936. Autor al unor opere unice prin profunzimea ideilor și prin valoare artistică de excepție, George Topârceanu s-a născut la București la 20 martie 1886, ca fiu al cojocarului Gheorghe Topârceanu și al Paraschivei, țesătoare de covoare la azilul Doamna Elena, amândoi originari din părțile Sibiului. Începe școala primară la București în anul 1893 și o continuă pe Valea Topologului la Suici, județul Argeș, unde părinții se stabilesc o vreme. Revine la București și se înscrie la liceul Matei Basarab până în clasa a patra, apoi la Sfânta Sava. După absolvire, intră funcționar la Casa Bisericii, apoi ca profesor suplinitor, cu pauze de șomaj și de viață boemiană. În paralel, se înscrie la Facultatea de Drept în anul 1906, pe care o părăsește pentru cea de litere, fără a termina însă studiile. Prima încercare literară a lui George Topârceanu datează din timpul școlii primare și este primită cu răceală de colegul mituit cu o peniță și doi nasturi pentru a-i folosi de public. George Topârceanu debutează încă din liceu, la 19 ani, publicând primele încercări sub pseudonimul G. Top, la revista umoristică Belgia Orientului, în anul 1904. A publicat și la alte reviste, Duminica, Spiruharetul, Revista Noastră, Revista Ilustrată, Semănătorul, Neamul Românesc Literar, Ramuri, Viața Socială a lui Nicolae de Cocea. În 1909, publică în Viața Românească parodia Răspunsul micilor funcționari, ca o replică la Caleidoscopul apărut în anul 1908 al lui A. Mirea, pseudonima lui Ște O. Iosif și Dimitrie Anghel. Opera îl face remarcat în lumea literară. Garabeti Brăileanu, cu care întreține o interesantă corespondență, îl cheamă la Iași în anul 1911 ca subsecretar de redacție la Viața Românească. Odată cu stabilirea la Iași, activitatea la Viața Românească și influența lui Ibrăileanu, George Topârceanu abandonează faza adolescentină a creației sale cu romantismul desuet, sentimentalizarea excesivă și tendințele vădite spre filozofarea retorică, pornind spre noi orizonturi poetice. La despărțirea de adolescență, invocă clemența criticii postume. Subsecretar, apoi secretar de redacție la Viața Românească, aflată sub influența lui Ibrăileanu, Topârceanu cunoaște și colaborează cu scriitorii de frunte, precum Sadoveanu, Gala Galaction, Tudor Arghezi, Mihai Codreanu sau Hortensia Papadat Bengescu, grupare aflată în luptă polemică cu sămănătorismul lui Nicolae Iorga sau cu modernismul estetizant și important de la zburătorul lui Lovinescu. Din această perioadă, din ajunul primului război mondial, datează parodiile după Ion Minulescu, Nicolae Davidescu, promotori ai simbolismului și ai modernismului, sau după Dimitrie Bolintineanu și Mircea Demrădulescu, cu retorismul lor patriotard sfărăitor și idilismul desuet. Între anii 1912 și 1913, împreună cu Mihail Sevastos, George Topârceanu publică revista Teatrul. În anul 1912 se căsătorește cu învățătoarea Victoria Iuga, cu care a avut un fiu unic, Gheorghe, dar căsnicia se va destrăma. Ulterior, se va înfiripa o poveste de dragoste discretă între el și poeta Otilia Cazimir. În anul 1916, George Topârceanu debutează editorial cu două volume, Balade vesele și Parodii originale. La Iași încearcă să-și termine studiile de filozofie, dar este mobilizat și participă la campania din Bulgaria, apoi la primul război mondial, căzând prizonier în primele zile la Turtucaia, în anul 1916. Rămâne în captivitate până în 1918,
Experiența celor două campanii și a prizonieratului va fi evocată în proza sa amintirii din luptele de la Turtucaia, apărută la București în 1918, dar și în Gheara lor, amintiri din Bulgaria și Schițe ușoare, apărute la Iași în 1920, și Pirin Planina, episoduri tragice și comice din captivitate, apărute la București în anul 1936. Întors la Iași, redactează împreună cu Sadoveanu revista Însemnării literare, până la reapariția Vieții românești în anul 1920, al cărei prim redactor va fi. Prietenia cu Sadoveanu se reflectă și în Povestirile vânătorești, în care tovarășul de pușcă și de undiță este numit de Sadoveanu prietenul meu, poetul. Volumele sale, Balade vesele și triste, Migdale amare, Scrisori fără adresă, Pirin Planina, se bucură de succes la public și la presă, în special Poezia, pentru care obține în anul 1926 Premiul Național de Poezie. Una dintre cele mai frumoase poezii scrise de George Topârceanu aparține volumului Balade vesele și triste, apărut în anul 1920. Este vorba despre poezia Noapte de iarnă, pe care vă invităm să o ascultați în continuare, în interpretarea actorului Cristian Alexandrescu. Noapte de iarnă, de George Topârceanu. Cad din cer mărgăritare pe orașul adormit. Plopii, umbre solitare în văzduhul neclintit, visători ca amorezii stau de veghe la fereastră și pe marmura zăpezii culcă umbra lor albastră. Iarna. Iarna tristă îmbracă streșinile somnoroase, pune val de promoroacă peste pomi și peste case. Scoate o lume ca din basme în lumini de felinare, umple noaptea de fantasme neclintite și bizare. Din ogeacul de cărbune face albă colonadă și pe trunchiuri negre pune capiteluri de zăpadă. Iar prin crengile cochete flori de marmură anină, o ghirlandă de buchete care tremură în lumină. Reci podoabe în ramuri goale plouă fără să le scuturi, aici risipă de petale, colo roi ușor de fluturi. Și din valul de zăpadă, ca o mută arătare, legănându-se pe stradă, un drumeț ciudat răsare. Vine cu popasuri multe, face în calea lui mătănii, câteodată stă să asculte clopoței de la sănii. Alteori uimit sare, dă din mâini șoptind grăbit, parcă spun o taină mare unui soț închipuit. Ca o umbră din poveste, se strecoară încet și iar stă deodată fără veste, răzimat de un felinar. Fața lui se lămurește, pare înduioșat acum. Visător și lung privește casele de peste drum. Poarta mică, pomi în floare, o fereastră luminată, strașini albe de nisoare, toate-i par ca altădată. Și păreri de rău trecute cad pe inima-i trudită, ca un stol de păsări mute pe grădină părăsită. Bulgăraș de gheață rece, iarna vine, iarna trece, și n-am cu cine petrece. Bulgăraș topit în foc, dacă n-am avut noroc, dacă n-am avut noroc. Glasul înnecat se curmă, omul șovăind în stradă pleacă iar, lăsând în urmă pete negre pe zăpadă. După ce îi sunt recunoscute meritele artistice prin acordarea Premiului Național de Poezie, George Topârceanu continuă să fie din ce în ce mai activ în viața artistică și literară. În anul 1934, începe în revista Fundațiilor Regale publicarea romanului satiric Minunile Sfântului Sisoe, neterminat, publicat postum în anul 1938.
În 1936, George Topârceanu este ales membru corespondent al Academiei Române. Deși bolnav de cancer la ficat, întemeiază împreună cu Sadoveanu și Grigore T. Popa revista Însemnări Ieșene, ca un ultim efort creator. Primăvara lui 1937 îl prinde la Viena, într-un sanatoriu, de unde trimite ziarului Adevărul Literar, la 23 mai, un pamflet de solidarizare cu Sadoveanu, care fusese greu atacat în presa vremii și de protest față de huliganismul care lua amploare în presa românească. Articolul acesta a fost publicat postum. George Topârceanu a decedat la 7 mai 1937 în casa lui Demostene Botez la Iași. Casa memorială George Topârceanu din Iași, care a aparținut scriitorului Demostene Botez, prieten cu George Topârceanu, a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului 20. După ce în 1919 a fost sediul redacției revistei Însemnării Literare, tipărită sub direcția lui Mihail Sadoveanu și George Topârceanu, din colectivul de redacție mai făceau parte Garabeti Brăileanu și Demostene Botez, imobilul este pus la dispoziția lui George Topârceanu în anul 1932. Acesta va locui aici până la 7 mai 1937, când, răpus de boala necruțătoare, va trece în neființă la numai 51 de ani și va fi înmormântat la cimitirul Eternitatea din Iași. Casa a fost donată în anul 1983 de proprietarii Teodor Neagu și Adrian Vulpe complexului muzeal Iași. A fost renovată, iar la 22 iunie 1985 a fost inaugurat acest obiectiv al Muzeului Literaturii Române Iași, cu un an înainte de sărbătorirea de către UNESCO a 100 de ani de la nașterea poetului. Casa memorială George Topârceanu a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Iași din anul 2004. Evoluând de la sentimentalismul epigonic al începuturilor către o poezie impregnată de un umor parodic, autoironie și ușoară melancolie, George Topârceanu este o voce distinctă în poezia românească. Ironizând contrafacerea, poncifele poetice, moda modernistă, George Topârceanu cultivă cu fantezie tradiții mai vechi ale lirismului românesc, situându-se în prelungirea unor filoane din George Coșbuc, Duiliu Zamfirescu, ori Dimitrie Anghel, fiind stăpân pe o tehnică rafinată a versificației.